Potrivit unui sondaj realizat atât în Strehaia cât și în localitățile arondate, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri locale, Ioan Giura, candidatul PSD la primăria Strehaia, ar obține 54,8% din voturi, în timp ce actualul primar al orașului, liberalul Sâmion Burcu, ar obține doar 19,4%. Procentul este unul devastator pentru Sâmion Burcu. Pe formațiuni politice, voturile electoratului păstrează aceleași tendințe. Astfel, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri locale, 60,7% ar vota PSD, în timp ce doar 19,4% ar vota PNL. Rezultatul sondajului scoate în evidență faptul că locuitorii din Strehaia au înțeles că orașul are nevoie de o schimbare la nivelul administrației, una care să le dea șansa la un pas spre normalitate, în condițiile în care acum, cu toții pot afirma că stau mai degrabă într-un sătuc decât într-un oraș. Și la comanda unde locuiește actualul primar, Sămion Burcu pierde rușinos în fața lui Ioan Giura. În urma sondajului, 48,8% dintre cei intervievați ar vota cu Jura, în timp ce doar 43,9% îl mai preferă încă pe Sămion Burcu. Aici, PSD și PNL au obținut același procent, 38% din voturi. Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 21-23 aprilie pe un eșantion reprezentativ de 496 de persoane.